Presa internațională a mai auzit încă o dată zilele astea de România și cum avem norocul când este vorba despre știri negative chiar despre Gorj, mai precis de orașul Târgu Cărbunești, localitate în care primarul Mihai Mazilu e mai ceva ca un bulibașă și se comportă de fiecare dată în consecință. Transferul unui meci de fotbal într-o altă locație doar pentru ca edilul să etaleze un eveniment privat folosindu-se de patrimoniul statului a fost o gafă mult prea mare care i-a făcut chiar pe ziariștii străini să bage în seamă o zonă a lumii peste care trec de obicei fără să o ia în calcul. Nunta la cort pe stadionul orașului lângă mașinile direct parcate pe gazon nu este însă singura bavada lui Mihai Mazilu, cel mai bun primar după cum singur s-a caracterizat prin anul 2011, în momentul în care a fost singurul invitat din administrația publică gorjeană la o întâlnire în Italia despre infrastructură, zootehnie și agricultură. Pe atunci spunea că va aduce din străinătate noi strategii care să ajute la dezvoltarea județului, însă despre învățăturile lui Mazilu dobândite în străinătate n-a auzit nici Cărbuneștiul și nici județul. În schimb, despre plimbările acestuia prin țări străine s-a tot auzit, de fiecare dată cea care le-a plătit fiind instituția publică pe care o reprezintă. În 2014, Consiliul Local a scos din buget 1000 de euro pentru ca primarul să plece cu dasterul primăriei să se culturalizeze în Germania. Cât de doct a devenit după cele două zile petrecute departe de plaiurile mioritice de la Cărbunești, se poate evalua simplu din atitudinea sa zilnică, însă din punct de vedere personal a fost cu siguranță o afacere bună. Mazilu și-a aprobat la decont două tipuri de diurnă, plus câteva sute de euro pentru cheltuieli neprevăzute, 150 de euro pe zi camera de hotel și alte cheltuieli care s-au pierdut de atunci în negura vremii. În momentul vizitei a fost însă imortalizat de fotografii în care apar și câteva cântărețe de muzică populară, că altfel n-ar fi fost vacanță, chiar și culturală, fără o sârbă oltenească cântată la ureche așa cum îi place primarului să audă. De fapt, lui Mazilu îi place să fie înconjurat de folcloriști și oameni de afaceri, unii să producă distracția, iar alții să o plătească eventual. În Germania, primarul din Cărbunești a fost alături de Sandu Isculescu, un patron gorjean, dar de obicei este fidel relației sale, cointeresate cu Dumitru Belu, afacerist local din Cărbunești, săritor în toate campaniile electorale. De fapt, Belu a și avut de suferit de pe urma relației sale cu edilul penelist, după ce un politician din opoziție, adică social-democrat, a făcut un demers public pentru intervenția poliției într-un domeniu în care afaceristul activează și, culmea, a și indicat organelor de anchetă de unde să se apuce de treabă, adică de la Cărbunești. În câteva zile, balastierele de pe râul Gilort au fost luate la puricată de politiștii sârguincioși, iar Belu a avut probleme, cu toate că oficial a fost rezervat în declarații. A fost un mod al opoziției de a mai micșora într-un fel sacul de bani la care Mihai Mazilu are acces când este să-și promoveze imaginea pentru a ieși câștigător dintr-o campanie electorală. De altfel, Mihai Mazilu a fost și curtat de către PSD, dar le-a respins propunerile cu declarații specifice. Am rămas imun precum sida la medicamente. Singura șansă a opoziției de a-l deturna, într-un fel sau altul, pe Mihai Mazilu, este să-i convingă pe cei care l-au votat până acum că au nevoie de ceva mai bun de atât. Adică orașul merită mai multe realizări într-un an decât o punte sfințită în miez de iarnă, demararea lucrărilor la o capelă mortuară sau demararea lucrărilor de refacere a carosabilului. Bine însă că a finalizat acoperișul primăriei, contra 260.000 de lei și a și pus și paratrăznet ca nu cumva blestemele opoziției sau ale cetățenilor ce rămân cu probleme nerezolvate să provoace vreun trăznet când se află în primărie.